În 2016, spre sfârșit, am pus împreună cu mai mulți colegi bazele unei asociații, se numește Asociația Proecologic Sistem, o asociație de fermieri, mai bine zis, să spunem, de producători și procesatori bio din România, în care ne dorim să venim cu cât mai multe produse românești, bio, curate, la rafturile magazinelor. Pot să spun că nu este ușor, nici e a treia perioadă în care o iau de la capăt și încerc să punem pe piață aceste produse. Avem până la momentul de față în jur de 27 de fermieri, de procesatori și producători bio cu mai multe produse, de la dulcețuri, zacuscă, miere de albine, sucuri, aronia, avem cătina, avem ceaiuri, am producătorii și din toată țara, pot să spun așa, și încercăm să punem pe piață aceste produse românești, 100% românești și produse de chiar de noi micii producători, să spunem așa.